așa cum știți, prin ordonanța de urgență de guvern care a avut loc ieri, s-a hotărât ca referendumul național să se țină pe 2 zile. În urma ordonanței de ieri, care a fost publicată în Monitor Oficial, am făcut adresă către Autoritatea Electorală Permanentă și ne-au spus că e obligatoriu ca și referendumul nostru să țină tot pe 2 zile. În urma adresei și acestei ordonanțe care ne permite să ținem referendumul la aceeași dată pentru reducerea cheltuielilor, astăzi am intervenit printr-o hotărâre de Consiliu Județean în care am stabilit ca și referendumul local privind denumirea județului Olt în Olt Romanaț să fie la aceeași dată, adică în cele 2 zile, 6 și 7 octombrie. Ați semnat contractul de management al deșeurilor, cel de-al doilea contract?